Au fugit din calea bombelor doar cu ce aveau pe ele, dar nu au lăsat în urmă cele 70 de animăluțe pe care le creșteau acasă. Este o lecție frumoasă de umanitate venită din partea a 3 refugiate din Ucraina care sunt găzduite de 3 zile la Punghina, în Mehedinți. Cele 3 femei, dar și animăluțele lor, și-au găsit aici un refugiu sigur. Iana, alături de mama sa și de o prietenă, au ajuns în urmă cu 3 zile în Mehedinți. Îngrozită și acum de ce au văzut ochii, femeia povestește despre clipele teribile pe care le-au trăit până au intrat în România. Au rezistat câteva zile în fața bombelor, dar când și-au dat seama că nu vor înceta, au pus în valiză câteva lucruri și au lăsat totul în urmă. Sunt speriate și acum, de aceea se tem să fie văzute. Nu mai au absolut nimic. Absolut nimic, decât câinii ăștia. Le-a bombardat, bombardată casa? Da. A rămas o gaură imensă în jos. V-au arătat fotografii? Ce v-au arătat? Da, pe telefon. Dar cele 3 femei nu s-au gândit doar la ele. Au pus în cele 2 mașini cu care au plecat spre România și cele 70 de animale pe care le cresc și care le-au ajutat să-și câștige existența într-o mică afacere. Sunt câini și pisici din rase superioare foarte scumpe. Cei care le-au găzduit sunt o familie din comuna Punghina. Deși nu trăiesc din venituri prea mari, cei 2 soți le oferă femeilor un acoperiș și hrană. Cei de la primărie știu deja de cele 3 refugiate și spun că le vor ajuta dacă va fi nevoie. Am auzit pe internet că a fost o femeie din Iași care avea prea multe femei și am vorbit cu dânsa să luăm și noi 3 femei. Și au venit la noi, ne-a părut rău, mie și la soție. Și ne-am luat la noi aici și să le cazăm la noi. Soția le face mâncare, le spală, le pregătește orice. Cum vă descurcați? Reușiți să... Ne descurcăm prin aplicație, prin telefon. Vorbim prin aplicație, prin telefon. Cu dânsele. Aveți și resursele suficiente să le întrețineți? Da, avem. V-au povestit cum au ajuns în România? Au ajuns foarte greu. Foarte greu. Prin război, prin oameni morți, tancuri fărmate, mașini fărmate. Din Kiev până aici. Din Kiev au venit? Da, din Kiev. Și cum au călătorit cu toate animalele astea? Greu, cu 2 mașini, greu de tot. Omul bun la suflet s-a dus, le-a luat aici și au zis că stau bine, locuiesc bine, dar am vrut să ne convingem noi. Și am mers ca echipa de la noi, de la primărie, și au constatat că cetățeanul respectiv are într-adevăr condiții de locuit, are apă, are baie, are camere de locuit, stau bine acolo, căței stau bine, ne era teamă să nu-i încațe vreun maidanez pe acolo, să... avem ceva probleme cu ei și sunt bine. Altceva, noi am comunicat mai departe la Inspectoratul pentru Situații de Urgență situația și monitorizăm permanent. Dacă ne cer ajutorul, da, bineînțeles că o să vedem ce putem să facem. Pentru că locuința le-a fost distrusă și nu mai au nimic în țara măcinată de război, 2 dintre femei ar vrea să-și cumpere o locuință în România, unde să-și trăiască viața departe de sunetul înfiorător al bombelor și al vehiculelor de luptă.